Inspectoratul Școlar Județean a anunțat situația cadrelor didactice vaccinate împotriva noului coronavirus. Dintr-un total de 3.985 de cadre didactice, sunt vaccinate 1.377, practic mai puțin de jumătate. Pe de altă parte, 19 unități școlare funcționează în scenariul 2 și un număr de 453 de școli în scenariul 1. Cât despre îmbolnăviri, un singur caz de COVID-19 se înregistrează în rândul elevilor din Gorj. Un singur caz de COVID-19 al unui elev de la Colegiul Tehnic numărul 2 a fost raportat săptămâna trecută, acum aflându-se în perioada de izolare la domiciliu. Aș vrea să încep cu situația la zi pe care eu o și transmit presei, cu numărul de cadre didactice vaccinate până săptămâna trecută vineri, când în fiecare vineri, după cum știți, se primește centralizarea numărului de cadre didactice vaccinate deja și dintr-un total de 3.985 avem 1.377. Evident că sunt aproximativ același număr înscriși pe platformă, deci nu se pune problema de o tergiversare a acestei chestiuni. Și dacă tot vorbim despre vaccinare, exact așa cum am transmis de asemenea presei, avem un număr de 19 unități școlare în scenariul 2 și 453 de școli în scenariul 1. Avem un număr atât de mare, 400, și deoarece vorbim nu doar despre școlile cu personalitate juridică, ci și despre structurile arondate fiecăreia din aceste școli. Din fericire, nu mai avem raportat niciun caz de cadru didactic sau de elev infectat cu COVID-19. Este vorba doar de acel elev pe care l-am raportat săptămâna trecută de la liceul, de la Colegiul Tehnic 2. Este încă în perioada aceea de izolare. Dana Constantinescu a declarat că masca de protecție nu este obligatorie în curtea școlii și în afara ei la o distanță mai mică de 50 de metri dacă este evitată aglomerația. Purtarea măștii rămâne însă obligatorie în timpul orelor și în incinta școlilor. Acum, în funcție de aglomerația în care ne aflăm, dacă nu prea sunt oameni la 50 de metri, nu este nevoie să o purtăm. De exemplu, masca de protecție ar trebui purtată în spații publice, acolo unde este aglomerat, de exemplu, în piețe sau în locuri foarte, foarte aglomerate. Dar, într-adevăr, a anunțat domnul ministru că în curtea școlii nu mai este nevoie ca elevii să poarte mască, nici elevii și nici profesori. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj a mai anunțat că vor fi organizate și anul acesta festivități de absolvire pentru elevii de clasa a 8-a și a 12-a din Târgu Jiu. Festivitățile vor avea loc, ca și anul trecut, pe stadionul municipal din Târgu Jiu.